Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei. Mulțumesc foarte mult că ați dat curs acestei invitații. Aș vrea să fac câteva anunțuri și în urma discuțiilor de astăzi cu colegii din fracțiunea Partidului Democrat. Recent s-a încheiat o ședință a fracțiunii Partidului Democrat, unde au fost luate unele decizii și aș vrea să mă refer la una din ele. Din câte cunoașteți, acum 3 săptămâni, fracțiunea Partidului Democrat a înaintat aici în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Maia Sandu, invocând problemele care există în două domenii de bază. Vorbim despre economie și vorbim despre domeniul social. Am invocat în acea moțiune de cenzură și am pus accent pe eșecurile guvernului Maia Sandu pe aceste două domenii. Am vorbit despre lipsa performanțelor, am vorbit despre lipsa eficienței și, bineînțeles, cel mai important, am vorbit despre lipsa rezultatelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Am invocat ca și argumente că acest guvern, Maia Sandu, nu-și merită rolul de guvern în Republica Moldova pentru faptul că multe proiecte de succes care au fost aduse în beneficiul cetățenilor au fost anulate sau suspendate sau amânate, noi proiecte în 5 luni de zile nu au fost propuse, reformele pentru care inclusiv partidele din actuala majoritate parlamentară sau cele care sunt nemijlocite în guvern, și mă refer la PAS și la Platforma DA, le-au promovat în fața cetățenilor, la fel nu reușesc să le implementeze și toate aceste nereușite au fost invocate din noi în moțiunea de cenzură împotriva guvernului Maia Sandu. Dar pe lângă lipsa de performanță, lipsa de eficiență, pe lângă toate aceste eșecuri, guvernul Maia Sandu și în persoana primului ministru Maia Sandu dă dovadă și de lașitate. Deoarece timp de 3 săptămâni de zile, guvernul Maia Sandu nu a venit în Parlamentul Republicii Moldova în baza regulilor care sunt stabilite și a legislației care este stabilită, să vină cu un raport ca răspuns la această moțiune de cenzură. În lipsa acestui raport ca răspuns la moțiunea de cenzură, în Parlamentul Republicii Moldova nu poate fi examinată moțiunea. În cazul în care nu poate fi examinată moțiunea, avem un blocaj în activitatea Parlamentului, fiindcă nu pot fi organizate ședințele plenare. De această lașitate a guvernului Maia Sandu duce în aceste 3 săptămâni chiar la faptul că la ora actuală suntem în prezența unui blocaj în activitatea Parlamentului. Până astăzi, inclusiv, nu există un raport aprobat de guvern, trimis în Parlament potrivit legii, ca răspuns la această moțiune, care să fie examinat ulterior în comisie și ulterior să fie examinat în plenul Parlamentului. În același timp, noi înțelegem că această moțiune de cenzură nu are voturile necesare pentru a fi aprobată. Și probabil această moțiune de cenzură nu va fi susținută și ca efect guvernul Maia Sandu nu poate fi demis. Iată de ce, cu colegii din Partidul Democrat, noi vom aborda mai complex subiectul demiterii Maia Sandu și a guvernului Maia Sandu și în timpul cel mai apropiat vom venea cu propuneri mai complexe legate de tot ceea ce înseamnă domeniul economic și domeniul social. Să nu uităm că în timpul cel mai apropiat vor fi discuții aici, în Parlament, pe legea bugetului, pe politica fiscală și multe altele la acest subiect. Iată de ce. Astăzi, cu colegii în Partidul Democrat, în fracțiunea Partidului Democrat, am decis să retragem moțiunea de cenzură. Am înregistrat această retragere astăzi, această solicitare de retragere a moțiunii de cenzură și respectiv să și deblocăm activitatea Parlamentului, dar asta nu înseamnă, repet, asta nu înseamnă că noi renunțăm la ideea demisiei acestui guvern pe care îl considerăm în continuare cel mai slab guvern de la existența, de la independența Republicii Moldova, cel mai ineficient, cel mai lipsit de performanțe și lipsit de reforme. Ba mai mult ca atât, au fost compromise reformele. Inclusiv acea mult discutată reformă a justiției a fost compromisă. Concursurile publice, însă și noțiunea de concursuri, au fost compromise. Ne mai vorbim deja
mai în glumă, mai în serios, făcând haz din caz și noțiuni de studii de Harvard și multe altele, au fost compromise ineficienței, lipsei de performanță și chiar și lașității acestui guvern. Vă mulțumesc frumos, asta era declarația de bază și asta era noutatea pe care vroiam să vă comunic, faptul că noi astăzi am depus aici în Parlament solicitarea de retragere a moțiunii de cenzură și respectiv astfel se vor debloca și activitatea Parlamentului și vom putea continua cu multe altele, dar nu vom înceta să criticăm și nu vom înceta să solicităm demisia guvernului Maia Sandu, dar pentru care propuneri și care este propunerea noastră mai complexă, o să aflați foarte curând. Domnule Candu, socialiștii au anunțat că ei înșiși ar putea depune o moțiune de cenzură în cazul în care Maia Sandu nu retrage acea asumare de răspundere. Partidul Democrat ar putea susține moțiunea depusă de Partidul Socialiștilor? Partidul Democrat va susține orice propunere privind demisia Maia Sandu și a guvernului Maia Sandu. Pentru lipsă de eficiență, pentru lipsă de profesionalism, pentru lipsă de rezultate în 5 luni de zile, pentru beneficiul țării și a cetățenilor Republicii Moldova. Acest guvern nu își merită în această componență și cu această conducere, nu își merită rolul de guvern și rolul de guvernare în Republica Moldova. Deoarece în 5 luni de zile vedem doar eșecuri. Și dacă continuăm tot așa, ajungem la dezastru. Vine iarna. Noi n-am auzit nicio noutate în privința securității energetice și a soluțiilor care sunt pe domeniul energiei. Vine politica fiscală și bugetul. Noi n-am auzit de nicio soluție cum îmbunătățim viața de zi de zi a cetățenilor și cum îmbunătățim mediul de afaceri. Oamenii pleacă din țară în continuare mai mult decât plecau pe timpul guvernării Partidului Democrat. Recentele cifre arată că dacă în fiecare zi plecau câte 100 sau 108 persoane pe zi, deja sunt 180 de persoane pe zi care pleacă în fiecare zi de Republica Moldova. De ce pleacă? De ce pleacă mai mulți oameni astăzi decât 5 luni în urmă? Din cauza unei dezamăgiri, în primul rând, lipsa unei perspective și a unui viitor pe care nou toți ne-l aduce acest guvern a Maia Sandu. Respectiv, orice propunere în Parlamentul Republicii Moldova de demisie a guvernului Maia Sandu va fi susținută plenar de întreaga fracțiune a Partidului Democrat. Cum vede Partidul Democrat decizia guvernului de a-și asuma răspunderea pe acest proiect ce vizează modificarea la legea cu privire la procuratură și modalitatea ca premierul să numească candidații la funcția de procuror? Ne întrebam astăzi noi, colegii, în fracțiune, dar cum ar fi fost oare și cum ar fi reacționat Maia Sandu sau precedentele partide de opoziție care astăzi sunt la guvernare dacă Pavel Filip ar fi propus candidații la procurorul general? Vă dați seama ce revoluție era în țară? Răspunsul meu este următorul. Ceea ce a încercat să facă guvernul Maia Sandu pe parcursul ultimelor 2-3 luni de zile, punând presiune pe judecători, aducând conflict în breasla judecătorească între CSM și Adunarea Generală a Judecătorilor, implicându-se în activitatea procurorilor, inclusiv aici în plenul Parlamentului, solicitând dosare penale și așa mai departe, influențând politic procurorii, creând tot felul de comisii de selectare, de preselectare și concursuri care au fost mimate sau compromise, și mai mult ca atât și această asumare de răspundere făcută ieri, toate acestea duc la aceea când politicul și guvernul Maia Sandu și prim-ministrul Maia Sandu nu face altceva decât să intervină în puterea judecătorească. Este o încălcare gravă a principiului prevăzut de Constituția Republicii Moldova a separației puterilor în stat. Puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească sunt puteri separate și nu are dreptul prim-ministru și nu are dreptul guvernul să intervină în puterea judecătorească. Este o încălcare a separației puterilor în stat, este un abuz grav de serviciu și de putere și chiar am semne de întrebare dacă nu ar fi chiar, cum n-ar fi de straniu, o uzurpare a puterii de stat. Am rugat colegii care sunt mai pe domeniul respectiv din colegii din partid chiar să examineze și să analizeze dacă nu cumva suntem în prezența unor probe că Maia Sandu și guvernul Maia Sandu se fac
devină și sunt vinovați de fapt de încălcarea principiului separației puterilor în stat, abuz în serviciu și uzurparea puterii. Dacă sunt, și după analizele noastre se vor vedea că sunt astfel de temeri, ne rezervăm dreptul chiar să înaintăm și solicitări la instituțiile de anchetă. Vă mulțumim foarte mult, succes, o zi bună în continuare și ne revedem curând în plenul Parlamentului.